www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. De producție rusească. Distanța de tragere 10 metri. E pentru toată lumea. Sunt aceleași condiții, deci nu un favorizat, altul nefavorizat. Vom face o tragere de antrenament cu 3 cartușe, după care concursul cu 5 cartușe. Ca și mod de apreciere. Se adună prima dată tot ce este pe țintă, creează punctaj. La egalitate au prioritate zecare. Se coboară la nouari, știu aici pe cineva care e campion. Coboară la nouari și până mai jos. La egalitate totală, atunci facem baraj. Ședința se de... la baraj. Mai dăm în barajul, nu se poate așa. Ura, bă, așa, nu. Spate, spate, 10 coase, sunt la final, premieră. Ca și câteva măsuri de precauție și de respectare în poligon. În primul rând, încărcarea armamentului se va face numai de către colegii mei. Îl veți primi. Încărcat. O să încărcați dumneavoastră, adică băgați cartușul pe țeavă, după care executați tragerea în timpul cât îl aveți la dispoziție. V-am spus că e timp nelimitat. Rugămintea mea este să nu îndreptăm pistolul stânga-dreapta, numai pe axul poligonului, ca să nu avem incidente. Știți cum e, câteodată, dintr-o glumă sau din... Cu pistolul nu poți să greșești decât o singură dată, nu de mai multe. Urez baftă și dacă sunt întrebări. Pe 3 aprilie se împlinesc 163 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Jandarmeria Română a fost înființată pentru prima dată la Iași pe 3 aprilie 1850 pe timpul domnitorului Grigore Alexandru Ghic. Astăzi noi ne-am propus să vă prezentăm tehnica și armamentul din dotarea structurilor de jandarmi. Colegii mei vă vor face o informare pentru fiecare categorie de armament și mijloc tehnic din dotare în parte. Urmând ca dumneavoastră acolo unde vreți să întrebați câte ceva, să întrebați. Urmează ca apoi să mergem pe în poligonul de tragere, unde colegul meu, domnul Mamnolache, vă va face o orientare cu privire la executarea ședinței de tragere de astăzi. Se vor executa două ședințe. Una este o tragere de reglare, în care dumneavoastră să vedeți cum ați luat linia de ochire asupra obiectivului, iar cea de-a doua tragere este în concurs. Se vor trage 3 cartușe prima dată, 3 cartușe a doua oară. Se trage cu o categorie de armament special, cu pistolul calibru 9 mm, pistol care se află în dotarea structurilor de acțiuni speciale și antiteroriste din cadrul jandarmeriei, cum le spunem noi, în dotarea jandarmilor care poartă cagula pe timpul misiunilor speciale. Iar partea finală, cu premierea, cupa jandarmeriei, cine va fi pe primul loc, și continuăm cu o activitate informală la final. Vă rog acum să-mi permiteți să vă prezint colegii mei. În dreapta este comandantul detașamentului mobil și de acțiuni speciale. Dumnealui vă va prezenta dotarea jandarmeriei pe timpul intervenției, în cazul restabilirii ordinii publice sau pe timpul intervenției într-o acțiune specială și antiteroristă. Iar ceilalți doi colegi de-ai mei sunt comandanți de detașament, tot la fel de structuri de ordine publică și de pază și protecție instituțională, misiuni de bază ale jandarmeriei, ordinea publică și paza și protecția obiectivelor. Vă vor prezenta principalele categorii de armament din dotarea jandarmeriei. Pentru misiune de intervenție și restabilirea ordinii publice, cască de protecție cu vizor, vestă cu protecții pentru brațe și pentru umeri și pentru braț și protecții pentru picioare. De asemenea, mai are în dotare scutul de protecție
și bastonul. Bastonul care poate fi baston telescopic. Acesta este bastonul telescopic. Bastonul tip B2 sau tonfa. De la dreapta la stânga, ca și materiale pe care le avem în dotare și pe care le folosim pe timpul misiunilor, vesta antiglonț, care are și o placă suplimentară, oferă purtătorului o protecție mult mai mare, vorbim de un nivel 4, asta înseamnă împotriva gloanțelor de pistol mitralier. La stânga, pulverizatorul de capacitate mărită este o singură substanță folosită în tot sistemul național de apărare și ordine publică, se numește pe scurt CS. Este într-o cantitate mai mare pentru restabilirea ordinii publice când avem de a face cu un public numeros. Mai departe, această armă de vânătoare, îi zicem noi, la care se folosește muniție de cauciuc. Armă calibru 12 este aceeași armă pe care o folosesc și vânătorii, doar că noi folosim muniție neletală, muniție de cauciuc. Bastoanele vi le-am prezentat. Acest obiect, cred că îl cunoaște toată lumea, cătușe care se folosesc pentru imobilizarea persoanelor din două rațiuni. Să nu facă rău altora sau să nu-și facă rău singuri. De asta îl lăsăm la urmă. Pulverizatorul de mână folosește aceeași substanță, CS, este în dotarea fiecărui lucrător de la ordine publică. Pistolul de semnalizare, calibru 26 mm. Folosim două tipuri de muniție la el, muniție cu stea verde sau muniție cu stea roșie pentru a marca începutul sau finalul unei acțiuni de intervenție. De asemenea, pentru restabilirea ordinii publice, arma lansator de calibru 38 mm folosește muniție iritan lacrimogenă, calibru 38. Și pentru arma lansator calibru 38, și pentru arma de vânătoare, și pentru pulverizatorul de capacitate mărită, doar personal autorizat folosește acest armament. De asemenea, avem în dotare aruncătorul de 40 de mm, ceea ce vă arăt eu aici, care este adaptat la pistolul mitralieră, folosește muniție iritan lacrimogenă de 40 de mm. Și de asemenea, grenada iritan lacrimogenă cu corp cauciuc, conține un praf iritan lacrimogen, același pe care v-am spus și mai devreme, se folosesc grenadele în acțiune de restabilire a ordinii publice. Și cel pe care v-am anunțat într-un la sfârșit, aruncătorul de grenade AG-7 este o armă eminamente pentru război, este o armă antitank. Cred că am văzut toți cu toții filme rusești, am văzut la ce folosește și ce efecte are. Această armă a fost inventată undeva după cel de-al doilea război mondial și a rămas, datorită eficienței sale, neschimbat. Cam atât am avut eu să vă spun, dacă aveți întrebări, vă rog. Țintele au fost dezactivate. Băi, tu doar vă... Mă-ți băgă... www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei.